În ce interval de timp se recomandă recoltarea probelor de sânge? Prelevarea sângelui se ia de la orele 7 până la orele 10. În această perioadă se iau analizele și la copii. Din ce motiv analizele medicale se preiau pe stomacul gol? Restricțiile alimentare trebuie să fie minus 12 ore înainte de prelevarea probelor biologice și analizelor de sânge. Deoarece sunt foarte multe schimbări în analize dacă persoana folosește alimente, folosește alcool, cafea. Ce alte reguli trebuie să respecte pacienții înainte de a da o analiză medicală? Un factor major este și stresul. Stresul după un efort fizic și stresul după o situație psihoemoțională majoră. Există vreun risc de infectare cu HIV sau hepatită în urma recoltării probelor de sânge? Pacientul inițial revine în cabinetul de proceduri unde este întâlnit de asistentul medical cu mănuși de o singură folosință, cu aceeași holtere de o singură folosință. Dacă garoul nu este de o singură folosință și a nimerit pe garou o picătură de sânge sau produs biologic contaminat, el este aruncat și prelucrat. În funcție de ce criterii sunt stabilite valorile de referință pentru analizele medicale? Laboratorul utilizează diferite metode, diferit echipament și important este și omul, specialistul care efectuează acest tip de investigații. Încă una din direcții ar fi că fiecare laborator medical poate singur să stabilească intervalele și valorile sale de referință, reieșind din valorile obținute și toate datele statistice pe parcursul activității sale. De ce în unele cazuri rezultatele analizelor sunt transmise înainte sau după termenul indicat? Deci dacă proba nimerește în laborator până la orele 9, desigur că rezultatul va fi obținut până seara. Dacă alt pacient, la același tip de investigații, se prelevează proba după orele 9, desigur că această probă va fi pusă a doua zi în lucru și respectiv va fi eliberat rezultatul a doua zi. Din ce motiv rezultatul analizei la anticorp COVID-19 depășește cu mult valoarea de referință? Așa tip de investigații este o metodă cantitativă. Intervalul de referință ar fi 50. Pacienții care au fost bolnavi, au avut un tablou clinic mai greu, chiar și cu internare, și au fost și vaccinați, titrul acestor anticorpi este foarte crescut. Avem valori și peste 80.000. Deci nu trebuie să vă faceți griji. Dacă este titru, deci este un factor pozitiv din cauza că statutul imunar a acționat și la moment noi suntem protejați către această maladie. În ce mod influențează suplimentele alimentare rezultatele analizelor medicale? Dacă vă adresați pentru un tip de investigație, mai întâi ar trebui să consultați medicul clinicist de specialitate care vă pregătește, vă ajută corect să dați o investigație sau alta, deoarece practic toate medicamentele administrate intern influențează direct sau indirect orice tip de investigație.